pensionerul masonat în ziua de zile și mi-a zis, doamna Elisabeta, vrem să vă aducem. Suntem mai puțin tei, dar veniți pentru noi, pentru argeșeni. Și am răspuns cu cea mai mare plăcere. Îți doresc să ai succes în această meserie a ta, în afară de cântat, să aduci interpreți care au păstrat cântecul și portul și tot ce înseamnă cântec muntenesc și nu numai, și din alte zone, să fii drept, cinstit cu cei de lângă tine și să nu uiți niciodată că bunul Dumnezeu, atâta timp cât faci bine, te va răsplăti de 10 sau de sute de ori mai mult. Vă mulțumesc pentru doamna.